Primăria Ploiești a găsit o soluție șoc pentru stâlpul cu indicatoarele rutiere prăbușit la pământ de aproape două luni. Azi dimineață șoferii s-au trezit că nu mai rămăsese nicio urmă din el. Astfel că restricția de stop la intersecție a dispărut, băgându-i în ceață pe participanții la trafic. Locuitorii din intersecția Groazei, din Buna Vestire, Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun, spun că acolo s-au întâmplat cele mai multe accidente. Îmi spuneați că au fost foarte multe accidente aici în zonă. Au fost foarte multe accidente și ultimul recent, foarte, acum să zic o lună, și s-a dărâmat chiar stâlpul, a intrat în stâlp, pentru că nu, lumea care vine nu vede bine semnele, nu sunt puse corect semnele, adică nu corect, sunt invizibile practic. Nimeni nu știe care e strada principală, este o ia înspre Unirii. Și, practic, dacă nu ești din Ploiești și nu ești local, nu știi niciun semn. Da, cum... ar trebui, nu știu, ceva, sau sesgerator, sau ceva mai vizibil. Până ieri, că am întors o mașină, era stâlpul căzut la pământ, ca cei de la primărie au venit și l-au lăsat la pământ, că era deformat, l-au lăsat la pământ, dar acum văd că nu mai e. Deci azi noapte a fost furat. A fost furat, credeți? Sau luat de primărie. Nu știu, nu pot să mă exprim. Oamenii din zonă susțin că în această intersecție nu se știe cine are prioritate, pentru că niciun semn nu este îndeajuns de vizibil. Astfel că atunci când nu își lovesc mașinile, șoferii se înjură și se scuipă unii pe alții, fiecare fiind convins de dreptatea lui. Acum, chiar dacă semnul de stop la intersecție a dispărut de tot, în cazul unui accident, poliția îl va scoate vinovat pe cel care nu a respectat indicatorul lipsă din intersecție. Și probabil că ulterior, șoferul se va îndrepta cu un proces împotriva primăriei Ploiești, care nu a luat măsuri de remediere în calitatea sa de administrator al drumului.